În prag de iarnă și pe punctul de a renunța la gazele rusești, Europa caută soluții prin care să țină prețurile gazelor naturale în frâu. O plafonare a prețurilor ar determina Rusia să întrerupă complet livrările de gaze, după cum a amenințat Gazprom. Germania, Austria sau Olanda nu susțin măsura de plafonare pentru că ar genera penurie. Alte 15 state, printre care Italia, Belgia sau Grecia, vor plafonare. Comisia Europeană pare că a găsit însă o cale de mijloc pe care o va dezbate săptămâna asta, o plafonare dinamică a prețului TTF, reperul olandez pentru piața europeană, și impunerea unor limite între care prețurile zilnice pot fluctua. Va reduce măsura volatilitatea pieței și vom evita și o eventuală penurie. Mergem la Daniel Pintilie, expert în energie. Salutare! Ajungem, iată, de la o plafonare la o plafonare dinamică. Care ar fi avantajele, care ar fi poate diferențele și de ce ar fi statele sceptice până acum la plafonare mai deschisă către această nouă formă de control a prețurilor? Bun găsit! Este o soluție temporară. Comisia Europeană dorește această soluție să fie aplicată pentru doar de 3 luni de zile, dar nu e nicio garanție că această durată va fi într-adevăr păstrată. Această formă de limitare dinamică a prețurilor presupune de fapt o măsură prin care aceste prețuri vor fi, cum ziceam, limitate între anumite intervale, special pentru a nu lăsa pieței libertatea de a le mai duce încă o dată la niveluri foarte ridicate. Din nou, nimeni nu știe în ce măsură și cum va funcționa în realitate această măsură, și ceea cel mai important este că primul pas a fost făcut, respectiv această limitare se întâmplă în viitorul foarte apropiat și rămâne de văzut cum va impacta cu adevărat piața. Acum există discuții de câteva luni în cadrul Consiliului, în cadrul Parlamentului European. Comisia vrea să aplice anumite reguli de plafonare, anumite măsuri în energie. Însă până acum n-am avut planurile au fost concrete, dar n-am avut un rezultat concret. Dacă nu ajung liderii europeni nici de data asta la un consens, care ar fi situația în timpul iernii? Adică poate Europa să depășească sezonul rece fără o măsură de control a prețurilor, sau suntem prea mult în bătaia puștii, risc să spun expresia asta, în bătaia puștii rusești, și mă refer aici la cea energetică de data asta? Cred că dacă vorbim strict de această iarnă, fiecare țară va avea un avantaj sau un dezavantaj în funcție de specificul producției proprii. De exemplu, România, putem spune că este cumva avantajată în comparație cu Germania sau alte țări mari consumatoare și dependente de gazele rusești, pentru că este producătoare de gaze și asigură o mare parte din producția, din consumul propriu din producția internă. Mă aștept ca această iarnă să fie provocatoare, repet, pentru alte țări, nu pentru România, în funcție de cât de mare e dependența de gazele rusești. În regulă. Bun, vă mulțumesc pentru intervenție. Un singur lucru aș fi vrut cumva să mai aflu. Dacă, să spunem, Rusia întrerupe acum brusc din cauza plafonării sau din alte considerente gazul, ne facem vreo grijă pentru moment sau suntem oarecum acoperiți? Cred că România este acoperită în mare parte. Am văzut recent declarațiile politice că avem aproape 90% din depozite subterane pline. Da, 90 dacă, am trecut. Dacă e să credem această declarație, teoretic am trebuit să fim acoperiți. Ce cred că face diferența și poate face diferența este dacă vom avea o iarnă foarte grea. În acel moment, consumul automat va crește și aceste rezerve se vor epuiza foarte repede. Deci, suntem cumva nu la mila vremii, dar la mila vremurilor și vom vedea cum vom duce iarna asta. Da, frumos spus. Bine, mulțumim, domnule Pintilie, pentru intervenție, pentru explicații. Vă mai așteptăm la noi. Mergem un pic mai departe, rămânem cumva în zona energiei.